Bună ziua, bine ați venit la o nouă emisiune InfoSport de la InfoHD. Astăzi am ca invitați pe doi dintre campionii ultimei ediții a campionatului de mini-fotbal amator al Sport Deva și pe organizatorul principal, Tocaci Otilo. Bine ați venit în emisiune, vă salut și vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Cei doi jucători cu care o să și începe emisiunea sunt Lintaru Raul, care a avut și rolul de delegat al echipei campioane ProHD, și Vârtan Emil, unul dintre cei mai importanți componenți ai echipei. O să încep cu voi. În primul rând vreau să vă felicit. Ați adus în studio și cupa care ați câștigat-o ieri. O cupă extraordinar de frumoasă din punctul meu de vedere și pe care ați câștigat-o pe merit. Și vreau să vă adresez o primă întrebare. Cum v-ați gândit să formați această echipă în campionatul nostru de mini-fotbal? La inițiativa lui Raul, bineînțeles, el a venit cu ideea să facem această echipă. Noi suntem un grup de băieți care ne știm de foarte multă vreme, jucăm fotbal de atâta timp și ne-am gândit să facem o echipă competitivă care să fie bazată în primul rând pe prietenie și atunci dacă joci pentru în spiritul echipei și este normal să-ți iasă. Ne bucurăm că la finalul campionatului suntem campioni. Dar la început ne-am propus doar să fim o echipă bună, care să ne batem de la egal la egal cu echipele valoroase din campionat, care sunt cu state vechi în campionatul de amatori. Și una peste alta suntem fericiți că am dovedit la toată lumea că se poate face o echipă bună, bazată în general pe prietenie. Într-adevăr, și pentru a merge mai departe pe această idee a prieteniei, ceea ce ne-ai spus tu, Emil, o să rog pe Raul să ne enumere jucătorii care au compus această minunată echipă ProHD și care, într-adevăr, au dovedit la finalul campionatului că formează o adevărată familie. Da, păi, cred că avem cei mai mulți sportari în lot și tot cu probleme. Savu Darius, Călin Oroian, botezat Alexandru, Nicoară Florin, apoi urmează fundașii de fier Vârtan Emil, Dosan Adrian, iar în față sau la mijloc Dani Botezat, Vaida Ianoș, Suciu Andrei, Chelariu Flaviu, Dubere Raul, Salamon Laurent și tu. Și eu. Da. Evident. Pentru că l-avem și pe Otilo lângă noi, l-aș ruga pe Otilo să facă așa un rezumat în câteva cuvinte legat de finalul acesta de campionat, care a fost un final extrem de strâns și care a decis campiona doar în ultima etapă. Da, doresc să felicit și pe această cale echipei ProHD pentru acest titlu, care știu că l-au câștigat cu multă muncă și trudă și totodată a fost un campionat foarte frumos, foarte greu. Totodată am avut parte de foarte multe echipe bune în acest sezon competițional. Iar cel mai îmbucurător lucru pentru noi ca și organizatori este faptul că echipele au jucat într-adevăr un fotbal frumos, fotbal spectacol, au jucat fair play, cu foarte mult fair play și foarte mult respect față de adversar. Totodată, acum văd că și Emil și Raul au venit cu roșu, nu ne-am vrut să fie în aceeași culoare, dar totodată, ca să ținem aproape, să spunem așa, chiar în weekendul acesta se va desfășura campionatul regional al campioanelor organizat de Federația de Minifotbal din România, care va avea loc la Deva. Și chiar dacă suntem în roșu, noi vom susține, și chiar dacă nu vom fi în roșu, vom fi în negru sau care e culoarea lor favorită la echipament, noi vom susține atât ProHD de Deva cât și avantaje Deva la faza campionatului regional din acest weekend. Dar, pe ansamblu, campionatul merită, sau echipele participante și jucătorii merită felicitat pentru, la toate ligile, Liga A, Liga B și Liga C, pentru că au făcut eforturi mari, atât delegații, atât jucătorii, participanții, toată suflarea minifotbalistică a Devei pentru a începe și a termina acest sezon competițional. În condiții
grele, atât financiare, atât ca și timp, ca și probleme de lot. Toate echipele au avut probleme de lot la un moment dat, dar pe parcurs le-am ajutat, am rezolvat, să zicem așa, aceste probleme. Și cel mai important lucru pentru mine, și asta e o satisfacție mare, am avut parte de, cum am mai spus mai înainte, de chiar într-adevăr, cum a spus și Emil, o competiție care într-adevăr, poate de mai ales în ultimii ani, s-a observat acea atmosferă de prietenie, mai ales după jocuri, foarte multe echipe au rămas împreună, la bere, la suc, care în anii precedenți nu prea a fost, să spunem așa, această stare, ce spirit, dar uite, exemplele astea apar din ce în ce mai frecvent în campionatul nostru și acest lucru este un lucru îmbucurător. Pentru că echipele nu se rezumă doar la faptul vin, joacă și repede iau bagajul și pleacă. Rămân la bere, rămân la un suc, discută despre meciul, mai ceartă un arbitru, mai ceartă un adversar, mai ceartă un organizator, dar până la urmă, e atmosfera în sine a mini-fotbalului și a concepției mini-fotbalului și mai ales a valorilor mini-fotbalului rămân acolo acele mese, rămân în sufletele participanților și totodată rămân ca și o amintire plăcută pentru fiecare. Până la urmă, nimeni nu are un câștig mare, bănesc, să spunem așa, din punct de vedere financiar, de pe urma câștigării unui campionat de amatori, însă satisfacția este mai mare din punct de vedere sufletesc, de împlinire, de închegarea relației de prietenie. Pe numai seara am văzut atât ProHD, cât și Avantaje, cât și Robănul, celelalte echipe, chiar și Pera, cred că au fost acolo, Liverpool, multe echipe au rămas acolo, chiar și după meciuri, după festivalul de premiere, au stat, au băut chiar și înainte. Deci a fost o atmosferă care rar se vede pe un teren de sportiv, să spunem așa. Da, așa este. Într-adevăr, dacă tot ai amintit de certuri, între ghilimele fie spus certuri, avem și un număr de telefon la care telespectatorii pot apela și să sune, să intre direct cu noi pentru a ne da anumite sfaturi, a ne felicita sau chiar aduce mici reproșuri competiției de mini-fotbal. Numărul de telefon este 0354 410 434. Revenim la Emil. Emil, e grea trecerea de pe terenul mare de fotbal la terenul mic? Da, este cu totul și cu totul altceva. Chiar vorbeam înainte de campionat, ne-am stabilit și noi un obiectiv la începutul campionatului, știam că este altceva, simțeam și noi pe pielea noastră că este altceva, chiar dacă jucăm fotbal de la 9 ani, de la 10 ani, este cu totul și cu totul diferit. Spațiile sunt mult mai mici, efortul este mult mai intens și ne-am stabilit ca și obiectiv, să zicem, să fim în primele 4, ne-am uitat și noi ce echipe mai sunt pe care le mai cunoșteam. Dar așa încet, încet am văzut că se poate, am început să stăm mai bine în teren și încet, încet ne-a dus valul, adică am fost destul de constanți, am jucat destul din ce în ce mai bine și ne-am trezit că suntem tot acolo sus, în play-off am jucat foarte bine, am avut în unele meciuri și puțin noroc. Am zis să prindem podiumul, apoi am spus că să prindem locul 2, să fim prezenți la turneul final de la Deva și la final, după ce am tras linie, am devenit campion. Da, vă felicit încă o dată și dacă tot ai amintit de podium, trebuie să amintim și podiumul actualei ediții a Campionatului Mini Fotbal Amatori al Sport Deva, care s-a finalizat astfel. Pe locul 1, invitații din studio, echipa ProHD, locul 2, Avantaje Deva, locul 3, Phoenix Hunedoara, locul 4, Pera BMW, locul 5, Robin Hațec și locul 6, Autocris Hunedoara. Acestea sunt cele mai bune 6 echipe de la noi din fotbalul de amatori și l-aș ruga pe Raul să-mi spună care din aceste 5 echipe pe care le-a întâlnit în play-off i s-a părut cea mai grea din punct de vedere al jocului. Sau ce meciuri ți s-au părut cele mai grele în acest campionat? Greu de spus, pentru că toate au fost grele. De exemplu, pe parcursul campionatului, cea mai bună echipă mi s-a părut Phoenix. Până adică la intrarea în play-off. Pe noi ne-au bătut fără drept de apel, cu 4-1 și cu 8-1. Dar în play-off, Avantaje mi s-a părut o echipă mult mai închegată, mult mai puternică. Deși noi am avut meciuri foarte grele și cu Autocris, și cu Robin, și cu Pera, pot să zic, în timpul campionatului, deși am bătut de 3 ori, dar primul meci 1-0, un meci foarte greu,
În retur, cred că a fost 3-1, 4-1, dar de-abia pe final le-am desprins. Toate meciurile au fost grele. Bun, pentru că tu ai spus că, într-adevăr, toți adversarii ți s-au părut grei. Aș vrea să-l întreb pe organizator, pe Otilo Tocaci, cum i s-a părut această competiție în acest sezon, mai ales prin prisma faptului că au apărut cam 4-5 echipe noi față de sezonul viitor în Superliga, un lucru care, zic eu, a adus un plus campionatului de la Deva. Bineînțeles, asta a fost și scopul nostru anul trecut, în vară, când am început să gândesc sau să gândim împreună, până la urmă, că ăsta a fost un prim sezon pe care l-am organizat împreună cu tine, Alin, și ne-am, timpul verii am tot calculat, am încercat să vedem ce să facem ca să avem o competiție cât mai ridicată ca și nivel competițional. Și atunci, încet, încet, apăreau echipele. Că și Pro HD, de exemplu, a venit chiar pe ultima sută de metri la înscriere. Robin Hatzir la fel. Fenix Hunedoara și Autocris Hunedoara au venit, am fost anunțați din timp. De avantaje Deva și echipa Perabea știam dinainte, iar celelalte echipe participante prima ligă, anonimii, Liverpool, Ticva Construct, Inter Călan, Grave Deva, am avut certitudinea că particip în această competiție. Dar cel mai greu moment pentru mine, ca și organizator, tot timpul sunt urcușuri și coborâșuri, a fost în momentul în care am încercat să gândim, sau să gândesc mai mult, sistemul competițional. Pentru că de acel lucru o depins efectiv tot sezonul. Atât pentru echipe, cât și pentru noi ca și organizatori. Și pentru a menține acest echilibru, și până la urma urmei s-a dovedit a fi un sistem bun, pentru că dacă luăm în calcul, toate echipele au avut șansa de 3 ori să joace împotriva contracandidatelor, iar aceste meciuri s-au disputat efectiv tot timpul pe teren și pe această cale doresc să felicit toate echipele, pentru că mai ales în ultimele 2-3 etape s-a și văzut, deci toată lumea, cum nu s-a folosit acel termen în fotbal, cum să nu ne dăm la o parte că la niprete sau nu știu ce. Chiar absolut deloc nu s-a întâmplat treaba asta și tocmai datorită modului în care noi am pus la punct această competiție și cel mai greu moment pentru mine ca și organizator să stabilim un sistem competițional în care fie interesate de la început până la final, iar implicarea lor să nu fie lăsătoare la un moment dat, că tot timpul avem momente din alea când acum nu ne prezentăm cu unii că și așa sunt slabi, hai că cu ceilalți nu venim că nu știu ce, dar uite, putem spune că toate meciurile s-au jucat, bineînțeles cu mici excepții, dar important este că și scopul primordial, și al doilea scop primordial, să zic așa în ordine, a fost ca să oferim acestor echipe din campionatul de la Deva o competiție cât mai ridicată de nivel, tocmai ideea aceea când dacă ajung la campionatele naționale și la Cupa României, să aibă jocuri grele în picioare. Pentru că se vede diferența când vine o echipă dintr-un campionat, alt campionat din țară, care joacă 2-3 meciuri, să spunem, deci din 30 de etape, și alta e când vine o echipă care este deja pregătită din punct de vedere sportiv și a avut de-a face cu meciuri foarte grele în timpul sezonului, este mai antrenată, mai angrenată în competiție, atât psihic cât și fizic. Și atunci putem spune că deja sunt pregătite pentru o competiție majoră. Deci astea au fost cele două scopuri principale. Pe care le-am și atins. Avem un telefon atins. Să vedem cine este pe fir. Bună ziua! Salutare, Alin, salutare invitațiilor tăi. Am încercat de vreun sfert de oră să nu credeți că nu sună telefonul, dar au fost ceva probleme. Am înțeles. Deci sunt sigur că multă lume a vrut să vă felicite. Salutăm și pe băieții de la Pro HD, pe Emil, pe Raul, felicitări lui Oti pentru campionat și eu am dorit doar să intervin pentru a-i felicita și a vă spune că chiar dacă nu sunt în studio cu voi, sunt alături de voi și vreau să amintim despre meciurile care vor fi televizate în direct la Info HD săptămâna viitoare la acest turneu de care amintea și Oti înainte. Da, și pe această cale putem să felicităm întreg colectivul de la Info HD pentru că s-a reușit, spun eu, o performanță extraordinară pentru un municipiu ca Deva, să reușim să transmitem meciul de la terenul de la Baza Real Sport și publicul se pare că
este din ce în ce mai mult publicul care vine la baza Real Sport. Vreau să vă spun că miercuri, la finalele din cupă și în weekend, duminică, la cele două finale, cum le-am numit noi, de la ora 17, eu zic că au fost undeva în jur de 400 de spectatori, ceea ce nu ne poate decât bucura. De mult nu am văzut la Deva, la o competiție sportivă de amatori, atâta public cât am văzut miercuri și duminică. Îți mulțumim pentru felicitările adresate echipei ProHD și pentru încurajările pe care ni le-ai adus astăzi și sperăm să facem față și mai bine de acum înainte atât transmisiunilor care vor fi de la baza Real Sport. O să încercăm să și comentăm live meciurile și să avem cât mai multe și frumoase emisiuni în cadrul televiziunii Info HD. Îți mulțumesc pentru telefon. Putem să promitem, Alin, că la meciurile următoare, respectiv cele care vor fi transmise, vom fi amândoi acolo pe baricade și vom transmite meciurile live cu comentariile de rigoare de la fața locului și sper să fie un eveniment deosebit. Și încă o dată felicitări lui Oti și tuturor echipelor și sunt sigur că din sezonul următor, respectiv din septembrie, va fi un campionat deosebit cu, bineînțeles, cu transmisii în direct de acolo de la baza Real Sport. Îți mulțumim și să ai o zi frumoasă, Dragoș, îți mulțumim pentru telefon. A fost Dragoș Păscuța, dacă nu l-ați recunoscut la voce. Acum o să intre rezumatul derbiului pe care l-ați avut duminică în ultima etapă, meciul Pro HD cu Robin Hatzeg. Și pe parcursul celor aproximativ 18 minute de rezumat o să comentăm împreună atât jocul cât și alte care s-au întâmplat în ultimul weekend. La poate o să pun și o întrebare la băieți. Categoric, nicio problemă. Oti, poți să le adresezi ce întrebare. Dăm drumul la rezumat și în timpul rezumatului putem discuta foarte multe probleme. Aici vedem începutul de meci cu echipa ProHD îmbrăcată în am zis și Oti, echipamentul preferabil al lor, preferat. Și echipa Robin Hatzeg în echipamentul tradițional roșu cu albastru. O echipă, din punctul meu de vedere, dintre cele mai în forme în play-off, a avut niște rezultate surprinzătoare și au fost extrem de aproape să învingă în toate meciurile din play-off, mai puțin meciul ăsta de duminică. Ce s-a întâmplat, Emil, în meciul de duminică? Eu zic că ne-am ambiționat, ne-am concentrat foarte bine, știam că ne stă nouă în puteri să decidem campionatul, nu stăteam la mâna nimănui. Trebuie să spunem telespectatorilor că voi aveați nevoie obligatorie de victorie, da, pentru ca să nu depindeți de celălalt rezultat care se juca în paralel cu voi, de meciul avantaje Pera BMW. Și pe această cale vreau să felicit echipa Pera BMW, care chiar dacă între Cristi și Ovidiu este o relație de naș-fin, se pare că de data aceasta Ovidiu a fost nașul lui Cristi, că în toate cele trei meciuri din această ediție de campionat Pera BMW ați mulți punct sau puncte echipei avantaj de Eva, ceea ce v-a creat un avantaj. Raul, ce poți să spui de acest lucru? Aici am văzut un prim gol marcat de voi, foarte frumos. Chiar de Emil, nu? Emil, da. A fost un șut deviat. Deviat, într-adevăr. Portarul Ioță nu a avut ce să facă, portarul echipei adverse. Revenim la Raul. Ce părere ai, Raul, de faptul că echipa Pera BMW, care toată lumea, dacă ne aducem aminte înainte de meciurile directe cu avantaj, spune pe margine, a, e clar, bate avantaje, nașul și cu finul, se discută. Dar în acest campionat, spre surprinderea tuturor și numai în acest campionat, în ultimii ani, Pera i-a cam încurcat. Aceste comentarii tot timpul au fost de prisos până la urmă, urme că drept dovadă și rezultatele pe care le-au înregistrat cele două echipe. Deci, așa este. Acest lucru nu mai cred că este un subiect și denotă faptul că acest campionat chiar a fost un campionat foarte curat din punct de vedere a sportivității și a jocului și implicării echipelor în disputarea partidelor. Și ceea ce și băieții au simțit pe teren, pentru că numai atitudinea și atmosfera din jurul, ca și outsider, să spunem așa, corect, așa este. Se simțea acea tensiune, se simțea acea stare de nu știm acum ce se va întâmpla dincolo, ce se va întâmpla pe terenul nostru, și acest feeling se simțea peste tot până la urmă. Eu zic că discuțiile sunt răutăcioase, exact, celor de așa pe margine. Este. Până la urmă nu joacă nașul și cu fin. Corect, joacă componenții echipelor. Și de obicei când sunt grade de rudenie sau prietenii strânse, orgolile sunt și mai mari, că vrei și mai mult să bați. Prieteni și după aia miștourile de rigoare de după meciuri. De după meci în familie, da, exact. Siguranță sunt. Așa, chiar mă uitam așa pe listă,
echipelor, că ne trebuie să pregătim ca și organizator listele pentru echipele participante la turneul, la campionatul regional. Și putem spune că dacă luăm așa, atât la Phoenix Hunedoara, cât la Avantaje, cât la Pera BMW, sunt componenți care joacă împreună cu Pro pe terenul mare, exact, din Liga 4, așa este. Dacă luăm pe ansamblu, toate echipele au o relație de poate, pentru că acum... Așa este. Raul, tu ai îndeplinit și rolul de antrenor la echipa Pro HD, din câte știu eu. Și din ce am văzut eu de pe margine, ți-a fost greu? Pentru că am văzut, de exemplu, la voi, etapă de etapă, schimbați portarul. Cred că la voi, nu știu dacă a fost unul dintre portari să apere două, trei etape la rând. Aveai feeling înainte de meciuri și alegeai ceea ce trebuia? Pentru că odată câștigat titlul de campion, se pare că ai avut mână bună la formarea echipei. Da, acum ce să zic, e mult spus antrenor. Între ghilimele antrenor, liderul de pe margine. Într-adevăr, eu fac echipa, acum schimbările de obicei ne schimbăm, am stabilit să le schimbăm, să ne schimbăm cum obosim, nu să stăm să fac eu schimbările. Cu portarii, după cum am zis, au fost probleme de accidentări, Sandu botezat care este acum în poartă, s-a accidentat în tur și n-a mai jucat deloc. Și o perioadă a fost plecat și în străinătate. El a fost practic singurul nostru portar legitim la început, alături de Nicoară, dar Nicoară a fost doar așa ca să fie alături de noi, pentru că este un prieten foarte bun de al nostru. Și am fost nevoit să-l aducem pe Călin, care eu zic că și-a făcut treaba foarte bine în turul de campionat. Din păcate, în retur, el s-a accidentat foarte grav și nu ne-am putut baza pe el deloc în retur și în play-off. Apoi l-am legitimat pe Darius, pe Savu, un copil foarte tânăr și zic că e foarte bun. Și care, de viitor, din punctul meu de vedere, unul din portarii probabil care, în anii viitor care va fi... Din punctul meu de vedere a apărat foarte bine. Dar aici am văzut un gol super, vreau să vă spun că eram în... lângă tribună eram și golul, execuția a fost nemaipomenită a lui Chelariu Flavius. Da. O execuție impecabilă la care portarul n-a, deci cred că 20 de portari, 20 de portari, nu, un bară gol a fost. Da, 20 de portari cred că dacă erau în poartă nu aveau cum să scoată această minge. Un șut imparabil. Aici vedem într-adevăr pe rezumat până acum, din ce am observat, am văzut că cei de la Roben după ce ați marcat primul gol au început să vă preseze. Da, a fost. Și au avut câteva ocazii. Așa este, a fost o perioadă în care am simțit un teren că au venit peste noi, dar așa încet încet am reușit să ieșim de sub presiune. Și probabil acest gol de 2-0 v-a mai liniștit puțin. 2-0 la sintetic, atât de periculos, noi am pățit 2-0, 4-2 pentru ceilalți, apoi am revenit, deci e foarte meciul periculos. Meciul cu autocristere. 2-0 tot timpul la pauză. Tot ce s-a întâmplat în acest play-off întoarcere, tot la 2-0, ratare mare la 2-0. Să faci 3-0 și să pierd meciul. Nu știu dacă o să fie pe fază, am avut la 2-0, chiar înainte de fluierul final al primei reprize, o ocazie foarte mare, doi contra portarului și n-a ieșit pasa, n-a ieșit gol și le ieșeam la băieți la pauză. Grijă mare, mare pentru că știți ce s-a întâmplat și în etapele anterioare. Da? Am avut și ratarea, trebuie neapărat să ne apărăm bine, să nu luăm gol, dar foarte important să mai înscriem un gol. Și așa a și fost. Când am dat după golul pauză, 3, ne-am descătușat și a fost meciul la discreția noastră. A fost cald, Emil? A fost cald, dar nu a fost așa de cald ca și săptămâna trecută, când pur și simplu simțeai că în meciul derbiul cu avantaje de la. Da, a fost foarte, foarte cald. Aici este deja a doua repriză. Mai bine a adiat și puțin vântul. Da, aici vedem imagini deja din a doua repriză. Ei încă presau cei de la Robben, s-au aruncat în atac cu speranța de a înscrie și ei măcar un gol. Anunțăm telespectatorii pe această cale că meciul s-a încheiat 5-0, deci o să mai vedem încă 3 goluri pe rezumat. Un meci care, dacă te-ai uitat numai la rezultat, ce zice? Bă, la discreția celor de la Pro HD, dar cei care au fost la meci nu au cum să spun acest lucru. Otilo, tu chiar ai stat între cele două bănci de rezerve. Cum ți s-a părut meciul? A fost un meci până la un punct, să spunem așa, echilibrat, dar după aia s-a văzut experiența echipei Pro HD și mai ales dorința de a câștiga acest meci implicit campionatul. Din păcate, i-a și spus la băieții de la Robben Hatzic, la un moment dat mai mult se ocupau de problema de arbitraj decât de problema jocului, ceea ce
tot timpul, indiferent cum o cataloghezi acest lucru, este un dezavantaj total pentru o echipă. Da, pentru că să se concentreze mai din mult concentrarea de joc, pe exact. Arbitru, ce face arbitru, decât pe jocul tău propriu. Și acest lucru este ca și cum ai pierde deja din start o partidă. Și asta nu e un singur exemplu, că sunt foarte multe exemple pe tema asta, dar pe ansamblu, știi cum e, Alin, eu niciodată... Aici vedem golul de 3-0, marcat de Dosan Adrian. Chiar dacă este fundaș, cum a zis Raul, a avut o execuție foarte frumoasă. Eu niciodată nu cataloghez jocul prestat unei echipe, pentru că, în primul rând, nu-mi permit, pentru că nu sunt pe această concepție. Eu cataloghez pe ansamblu tot campionatul ce se întâmplă. Eu văd cu un alt ochi tot ce se întâmplă acolo la Real Sport și, cum am spus, cel mai important lucru este ca echipele care vin și încep jocul să termine jocul în condiții regulamentare și să se desfășoare campionatul în condiții regulamentare. Iar totodată greșelile acum de, așa catalogăm, să spunem, greșelile arbitraje sunt iminente, pentru că, cum bine se știe, fazele se succed foarte repede pe terenul sintetic. Și sunt 400 de meciuri, Otilo, într-un campionat întreg? Sunt multe jocuri, dar pe ansamblu, pe mine, ca și organizator, acel lucru mă interesează, ca să echipele să joace regulamentar pe teren, să nu se întâmple incidente, integritatea corporală a jucătorilor să rămână intactă, să spunem așa, pentru până la urma urmei nu este un război, este un, efectiv un sport pe care trebuie să practicăm de plăcere. Și pe ansamblu, că întrebarea mea ce am vrut să pun, să spun la băieți și de la Emiș la Raul, chiar te rog să care a fost cel mai greu moment al campionatului pentru echipa lor? Din punctul meu de vedere, la meciul cu avantaje. De săptămâna trecută. Când mi-au condus 2-0 și ne uitam unii la alții și ne gândeam că nu avem nicio șansă în acel meci. Ne gândeam chiar, eu m-am gândit chiar să nu luăm mai multe. Sincer, acum nicio... Au jucat mai bine decât noi în meciul... În meciul direct da. De acum, din play-off, și trebuie să recunoaștem că nu avem de ce să ne ascundem. Au fost și oameni la meci și au văzut. Au o echipă foarte bună, dar ne-a intrat un gol, apoi am zis hai să încercăm un egal, să vedem, poate se poate, chiar cu riscurile să mai luăm un gol, dar ne-a intrat și la final așa a fost să fie, i-am bătut. Într-un meci nu neapărat trebuie să joci bine și să câștigi. Se întâmplă și invers. De data aceasta, noroc a fost de partea noastră. Așa este. Între timp am văzut și golul 4, marcat de... Un gol frumos, da. Un gol Botezat. Cu multe pase de Andrei Botezat sau Dani, că Dani Botezat știe... Care a finalizat printr-o scăriță, ca să zicem așa. Da, o execuție extraordinar de frumoasă. Raul, din punctul meu de vedere, voi ați aliniat cel mai experimentat lot. Ca lot, mă refer. Pe lângă alte două, trei echipe, dar din punct... Știți de ce zic chestia asta? Pentru că în afară de 1-2 jucători, toți componenții echipei voastre au jucat în campionatul de mini-fotbal amator de la Deva. Inclusiv voi doi și 90% din componenții lotului au mai jucat în campionatul de la Deva. Dacă nu mai joci, îți ieși din mână. Puțin. Așa este. Deci dacă nu joci un an, și chiar un an, îți ieși din mână. Pe teren mare este altceva, cum am spus și mai înainte, pe teren mic este cu totul și cu totul altceva. Ne-a fost greu la început, apoi am început să ne acomodăm, am văzut că putem mai mult și a fost bine. Vorbeam de experiență. Într-adevăr, le-am zis la băieți la începutul campionatului că nu suntem cei mai experimentați pe teren mic, la mini-fotbal, dar trebuie să ne folosim de experiența pe teren mare. Mare, categorie. Meciurile cele mai grele, play-off, unde, de exemplu, Phoenix a căzut, iar noi am rămas acolo folosindu-ne de acea experiență. Nu știu, toate meciurile din play-off s-a văzut, chiar dacă am fost conduși 2-0, 4-2, s-a văzut că suntem puternici din punct de vedere mental și am revenit. Eu zic că acolo asta am vrut să spun diferența. Și eu să completez pe Raul că cea mai experimentată echipă, ca și prin fotbal, este avantajul de departe. Dar ca și omogenitate, ca și omogenitate de lot, da?
ca și experiență, din punct de vedere a cum să ne mai tragem suflu, da. S-au văzut că Proajdeu, pentru că, într-adevăr, marea majoritate a jocurilor le-a câștigat în a doua parte a jocului, nu în prima parte. Prima parte, dacă tragem o linie, da. Cred că nu știu dacă au câștigat două jocuri. În prima parte, ca și rezultat. Până la pauză. Până la pauză. Nu știu dacă au câștigat două jocuri. Dar până la finalul meciului, aici s-au văzut, într-adevăr, Da, și pentru că am amintit de experiență, Otilo, trebuie să amintim că anul acesta s-a dat și câteva premii interesante individuale. Și da. Fiind băieții lângă noi, premiul de cel mai bun jucător, cel mai experimentat jucător, cel mai talentat jucător din acest campionat a fost oferit unui coleg de-al lor, Vaida Ianoș, și pe această cale vrem să-l felicităm, care a fost votat, să anunțăm telespectatorii, deci toate aceste premii s-au dat în urma voturilor tuturor delegaților din Liga A și a tuturor arbitrilor și organizatorilor competiției de la Deva. Au fost în total 18 voturi din 21, deoarece 3 echipe au refuzat să... Nu s-au prezentat, nu au mai delegații. Și asta este o regulă de bază, ca delegații echipelor să se exprime voturile, nu jucătorii. Așa. Și atunci delegații nu au fost prezenți. Deci 3 dintre echipe nu au votat, celelalte 18 și-au spus punctul de vedere, iar jucătorul cel mai talentat din campionat, cel mai experimentat, a ieșit Vaida Ianoș. Cel mai bun portar a ieșit Cimporescu Marius de la Avantaje Deva. 11 din voturi din 18. S-a oferit un premiu Fair Play pentru echipa cu cele mai puține cartonașe în Liga A și a fost echipa Robin Hatze, care pe parcursul întregului campionat a luat doar 6 cartonașe galbene. Un lucru extrem de pozitiv. Și un alt premiu interesant care este pentru prima oară acordat la noi la Deva a fost premiul pentru cel mai tânăr talentat jucător din campionatul nostru și a fost acordat jucătorului moldovan Bogdan de la Robin Hatzeg. Plus titlul de golgheter în Liga A, Vremii Alexandru, 41 de goluri de la Autocrisul Nedoara. Pe această cale, Oti, ce pot eu să spun decât că te felicit pentru că reușești ca an de an să vii cu noi surprize. Primul rând, mulțumesc. Campionatul acesta Real Sport... Vă spun sincer, de mult nu mai e adresat Real Sportului, este adresat minifotbalului de din viață. Oraș. Și celor care iubesc minifotbal, păi nu putem să spunem chiar din oraș, din că dacă facem, avem din 5 orașe echipe undeva, avem din 5 orașe echipe în campionatul nostru, dar în primul și primul rând minifotbalul acesta trebuie să vorbească și să-și pună povestea către iubitorii minifotbalului, către echipele participante, pentru cei care într-adevăr îndrăgesc acest sport, pentru suporteri, pentru cei care susțin minifotbalul de pe marginea terenului ca și sponsori, ca și intelectual sau orice persoană care efectiv dorește să se implice. Pentru că, cum se știe, minifotbalul a plecat de la... Jucăm pe Maidan, cel mai gras stă în poartă și cine are mingea face regulile. Deci cam de acesta este istoria într-o frază a minifotbalului în general, în România, care toată lumea a practicat-o la un moment dat. Pe vremuri pe bitum jucam, după aceea când au apărut terenurile sintetice, atunci meream pe terenurile sintetice. Dar asta este minifotbalul, asta este spiritul minifotbalului. Numai că acum regula s-a schimbat, că nu acea persoană face regula care aduce mingea și nu cel mai gras stă în poartă, dar sunt niște reguli bine definite care ajută la bună desfășurare a competițiilor, atât la nivele locale cât și la nivele naționale. Avem o federație de minifotbal, avem o echipă de 5 ori campioană europeană la minifotbal, avem o echipă națională care a câștigat locul 3 la campionatul mondial. Deci, minifotbalul este în dezvoltare continuă, minifotbalul crește în valoare, suntem foarte aproape ca minifotbalul să primească recunoașterea oficială ca și ramură sportivă din partea Ministerului Tineretului și Sportului. Chiar în următoarea perioadă, cei din minister vor urmări a treia vizionare conform legii sportului pentru a omologa această ramură sportivă. Deci, minifotbalul nu stagnează. Minifotbalul este un sport care crește de la zi la alta. Totodată pot să spun că în România există peste 30.000 de jucători practicanți oficiali înregistrați la Federația de Minifotbal din România.
și probabil că numărul acesta va crește de la an la an. Dar primul și primul rând, fotbalul, acest mini fotbal este efectiv pentru ei, pentru jucători, pentru echipă. Așa este. O explicație extrem de bine pusă la punct, Otilo, legată de mini fotbal în general. Acum o să vedem cele două interviuri de după meci, interviurile la cald, cum le spun eu. Interviu cu Lintaru Raul și Vaida Ianoș. Bună ziua, l-am alături de mine pe Lintaru Raul, delegatul echipei Pro HD, campioana ediției 2015 a campionatului de mini-fotbal amator de la Real Sport Deva. Felicitări, Raul, și consideri asta o surpriză sau vă așteptați să câștigați titlul încă din primul an de la înființarea echipei? Nu, consider o surpriză, nu ne așteptam să câștigăm din primul an, dar pe parcurs am luat meciul, fiecare meci în parte și am demonstrat că suntem cei mai buni. Așa este, într-adevăr și în special în play-off ați dovedit că sunteți o echipă extrem de unită și formați o echipă extrem de redutabilă. Două, trei cuvinte despre lotul echipei pe care l-ați aliniat în acest sezon. Am niște jucători extraordinari, toți sunt niște caractere deosebite, au demonstrat asta și pe teren și s-a văzut rezultatul. Te felicit pentru victoria de astăzi și pentru câștigarea campionatului și îți urez mult succes pentru faza regională care se va desfășura săptămâna viitoare în perioada 12-14 iunie la Deva. Mult succes în continuare! Mulțumesc! Îl am alături de mine pe Vaida Ianoș, declarat cel mai bun jucător al campionatului de mini-fotbal Real Sport Amatori din Deva. Felicitări, Ianoș, pentru acest lucru și felicitări pentru titlul de campion. Mulțumesc mult și, nu, sincer, nu mă așteptam la așa ceva. Eu venind de pe teren mare și acolo joc un profil mai defensiv decât aici. Mă bucur și le mulțumesc celor care m-au votat și felicit toată echipa pentru câștigarea campionatului. Da, voi v-ați calificat categoric și la faza regională care va fi la Deva în perioada 12-14 iunie. Ce sper de la acest mini-turneu ce se va desfășura weekendul viitor la Deva? Păi, dacă tot am luat campionatul, trebuie să demonstrăm la turneu, că important a fost să ajungem la un turneu. Și acolo trebuie să ajungem în primii patru care se califică mai departe. Felicitări încă o dată pentru titlul de cel mai bun jucător și mult succes săptămâna viitoare la turneul de la Deva. Mulțumim mult! Da. Am revenit în direct pe final de emisiune, pentru că mai avem doar 3 minute. Aș ruga să amintesc și rezultatele din finalele de în Cupa România, a doua competiție ca valoare de la noi, de la Deva, pentru că mai avem și campionatul firmelor. Miercuri, seara, într-o atmosferă extraordinar de plăcută, au fost finala mică și finala mare a Cupei României Real Sport Deva. În finala mică a fost un meci extrem de spectaculos între Grave Deva și Autocrisul Nedor, a încheiat cu scorul de 5-4 în favoarea echipei Grave Deva, cu niște răsturnări de scor spectaculoase, iar finala mare a fost adjudecată cu scorul de 3-0 de către echipa Avantaje Deva împotriva echipei Pera BMW. Otilo, legat de mini-fotbalul viitor și ce se va întâmpla în weekendul acesta viitor, viitorul apropiat, da. Pentru că noi am zis că am scăpat de un campionat, dar se pare că n-am scăpat cu totul de ceea ce se întâmplă acum pe final. Da, minifotbalul are un drum lung, cum am mai spus, și în continuă mișcare. Dar înainte să facă această prezentare pentru turneul regional, doresc să felicit totodată echipele din Liga B care au promovat la sfârșitul acestui sezon în Liga A, Legiunea Tailor Red și Diavolii. Chiar dacă Roșu, pentru a doua oară consecutiv, când câștigă Liga B, totodată o echipă frumoasă și Roșu, de fapt, ca toate celelalte echipe, iar din Liga C au promovat City Taxi Deva și Crivis Fly Taxi, la retrogradare, Suiz Doran. Asta e, n-avem ce face, dar pe ansamblu și Liga B a fost o competiție foarte aprig disputată până în ultimele etape care s-au și stabilit promovatele și retrogradatele, într-adevăr. Până la urmă, toate diviziile și-au avut farmecul lor, frumusețea lor în sine, toate ligile au avut parte de o competiție pentru nivelul lor. Și asta trebuie să ne bucure cel mai mult. Turneul regional care este organizat, care se va desfășura în weekendul acesta la baza sportivă Real Sport, va aduna la oaltă cele mai bune 16 echipe campioane și vicecampioane din 7 județe, în care mâine seară la ora 7, care va fi transmis de Info HD. Să sperăm că cele două echipe care vor reprezenta campionatul Real Sport și Deva, municipiul Deva, la acest turneu important,
vor accede mai departe, mai departe la faza națională, în care primele, din păcate, primele patru echipe participă la turneul final al campionatului național de la Arad. Dar să sperăm că parcursul și o grupă ușoară, în urma tragerii la sorți, va beneficia și un drum cât mai ușor către echipe. Da, Otilo și cei doi invitați, vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de astăzi, să vă felicit din nou pentru titlul de campioană la, din mini-fotbalul de Vian, să vă urez mult succes weekendul viitor în faza, la faza regională și vă mai aștept în studio cu vești cât mai bune, sper eu, de săptămâna viitoare încolo. Vă mulțumesc încă o dată și invităm toți telespectatorii să vină duminică, de data aceasta, deci pornim vineri la ora 15 cu faza regională la Deva, până duminică spre după amiază, ore târzii, se va juca fotbal și seara de la ora 10. Vă așteptăm la Baza Real Sport să vedeți niște meciuri spectaculoase, așa cum a spus și Otilo, 16 echipe din 7 județe. Vă mulțumesc!